Am călătorit în Apuseni, prin 5.000 de ani de istorie clădită din aur și durere. Din mormintele preistorice, din faimoasele galerii romane de la Roșia Montană, din truda modestă și chinuită a aurarilor evului mediu, am văzut izbucnind bogăția lumii, cifrată la un moment dat la 3/4 din aurul Europei. În țara de piatră n-a mai rămas decât muntele, cu frumusețea lui uluitoare și cu aurarii săi, martori cu mințea unei lumi incredibil, dar contemporane cu noi, o mostră de civilizație ancestrală, pe care nu o pot prețui îndeajuns decât cei care deja au pierdut-o. Acest film e povestea celor din urma aurari, necunoscuți, neprețuiți, amenințați de vântul schimbării. Urmașii acelor răzvrătiți, os din osul lor tras pe roată, sânge din sângele lor curs sub biciul căleilor, trăiesc și azi în aceleași locuri, tot atât de lipiți de stâncă, tot atât de înrudiți cu munții și cu încruntata lor măreție. Ce qui m'a frappé par rapport à la France et ailleurs, j'avais l'impression de revenir en France il y a 50 ans. Il y avait une nostalgie d'un monde rural qui a plu chez nous, des gens qui travaillent les champs à la main, qui font des choses extraordinaires. J'ai beaucoup aimé tout de suite cette région. En plus, bon, elle est belle, les montagnes, tout ça. Et ça rappelle d'ailleurs une région qui n'est pas très loin de où j'habite, je viens de Toulouse. Et les Pyrénées, les moyennes montagnes, dans la partie moyenne montagne dans les Pyrénées, rappellent un peu certains endroits de la Transylvanie. Pădurea crește în jurul lor tot mai puternică, tot mai uriașă, parcă. Nu se zăreau decât câteodată luminișuri pete vinete pe cer deasupra. Coastele muntelui, pe cât urcau, erau tot mai prăpăstioase, dar pădurea albă de fagi părea că împrumută o siguranță neclintită acestor povârnișuri primejdioase. Pace și liniște adâncă se stricurau din sânul acestui codru puternic, neclintit, bătrân.
Era în primăvara anului 1906, era în zilele de se apropiau Paștele și părintele Agribicianu sosește la Bucium, citind Arhanghelii. Descrierea drumului pe dealul mare nu este nimic altceva decât drumul pe care părintele l-a făcut înspre parohia din Apuseni. Contactul de la început al lui Agribicianu cu lumea arhanghelilor, cu lumea buciumanilor, a fost cât se poate de dur. Efectiv, era chiar în perioada în care se pregătea lumea pentru marea petrecere care se organiza la Paști. Și aici, așa cum și din roman știm, evenimentul acesta ducea la înruperea unor energii comparabile cu ceea ce se întâmplă printr-un carnaval din statele latinoamericane. În spatele acestea, în schimb, s-ascundea acea suferință teribilă a oamenilor care abia își duceau existența. Asta l-a făcut pe Agribicianu să spună că ceea ce a văzut la Bucium nu este comparabil cu nimic ceea ce și-a putut imagina că poate să fie ca suferință și mizerie umană, atât fizică cât și morală. De aici începe Golgota pe Pelege. Este drumul pe care, cu batori de căpăstru, femeia înaltă, uscată, cu obrajii stricați de vărsat, își începea drumul către dealul Băilor. Dealul Băilor este în spatele meu. Este locul care a dat buciumanilor, mai ales celor din Șasa, din Bucium Șasa, a dat extraordinar de mult aur. Este locul în care în fiecare zi, pe veleaga își încărca coșercile cu piatra auriferă și le ducea la unul și la altul din cei care erau înstăriți. Bună ziua! Bună ziua! Să creșteți mari, băieți! Să creșteți mari! Ai mei nouă parte. Sub cerul balaurului, jos în lumea aurului, chiar pe culmea păului, la marginea târgului, cu metalul dracului, pătimea și întru Maria pe feleagă. Așa ne-am petrecut copilăria și viața. N-am știut de hodină și de alte distracții. Noastră muncă a fost distracția noastră și petrecerea noastră când am fost copii. Mama și-a lucrat cu noi acolo la șteampuri, că acolo era multă treabă. Ea trebuia să bajă piatra pe șteampuri. Frații erau la mine, de lucrau și noi cu calul aduceam piatra și așa ne-a fost toată viața, cu muncă și cu stăneală și cu grijă. Nu. Practic, buciumanimea, ca și psihologie, nu are nimic comun cu Roșia Montană, cu minerii din Zladna, din Brad.
Aceștia s-au individualizat, zic eu, în primul rând prin aceea că au fost proprietari unici ai minelor și nimeni nu știe cât aur s-a scos vreodată din Bucium. Prima dată am început aici la Baia la Domni, asta jos. Și am vine după aceea lilecii, ieruga, apa, crâznicii, scaunele, sabău, dealul Buturii, hoba, după aceea vine vârbul. Și de asta parte vine la Jiguțu, la Marton, Rachita și Cocu. Și de aceea parte vine Faurii, Crâznicii și Pureca și Țipaurul. Astea care s-au lucrat pe vremea aceea. Restul mai sunt care nu s-au lucrat. Și au început apoi cu șteampurile după aici. Au fost bine la fundul vele, aproape la fiecare casă. Și la baie erau aici la dom, la lileci, la ierugă și șine de fier. Și dincolo de geal era Faurii, Jidovul și Țipaurul, iară de fier. Și astea la întâi erau rude de lemn, râznuțe de lemn. Și apoi nu, copții care erau mai săraci, mergeau la lucru, care aveau părți, s-adunau 10-20, lucrau la un loc și care nu mergea la lucru, mergeau copiii ăștia săraci, cum a fost și eu. Eu n-am avut șteampuri. Sâmbata se împărța, nu intra nimeni pe mine. Făceau piatra cât era, un car, două, bine. Și apoi oamenii o mânau cu carele, cu caii, cu corfile, la șteampuri și măcinau și ptișoarele le spălau la hurcă, pe care știa să aleagă, scotea aurul de acolo. Și duminica ducea, de-l dădea, deci lua ce-i trebuia. Bucate, știi, nu. În perioada dinaintea primului război mondial, oameni din Bucium făceau cel puțin de două ori drumul la Viena pentru a-și putea să schimbe aur. Costumul buciumănesc este unic în modul în care a fost realizat. Bijuterii care aduc cu cele din Tirol sau costume de o frumusețe cu totul deosebită. Rămânând în zonă ca termen de referință costumul buciumănesc. Oamenii bătrâni, acela le era portul și când mergea la polog, și când mergea la sapă, și când mergea la vite, tătul haine albe. Și ziceam către mama, dar cum puteau să se păstreze hainele albe când te duci în graj, când te duci la sapă, când te duci la lucruri de astea? Nu zice, uite-te așa. Thank you.
afară, pe pământul stâncos al Roșiei Montane, se înalță spre cer turlele a 7 biserici. Pe fiecare vârf de munte, o cruce se profilează pe cer. Viața acestui sat din munții Ardealului se aseamănă cu viața satelor de pescari din țările catolice. Ca și în satele de pescari, femeile au același fel de a-și aștepta bărbații, plecați undeva unde îi pândesc mari primejdi și de unde pot să nu se mai întoarcă. În fiecare gest al lor, când se ivesc în poartă sau trec drumul, parcă sunt pe marul unui ocean, în preajma unei realități imense și necunoscute, de pe urma căreia, în fiecare clipă, se pot aștepta la o nenorocire. Cândva, deasupra acestei tăcute țări de munți, răsare luna. Și deodată, în acea largă și fantastică încremenire, ceva începe să se miște. Luna vede cum în dosul ferestrelor, la toate acele case pierdute în încrețiturile munților, apar femeile moților care au simțit că pe cer trece împărăteasa nopții și s-au apropiat de geam să-și toarcă la lumina ei furca de cânepă. Femei aspre, bătute de vânt, cu fruntea încrețită, îmbătrânite înainte de vreme. Încet, luna alunecă peste munți, iar femeile torc grăbite de 1000 de ani. Dar fi grea viața minerului, nu știi că mai ieși sau nu mai ieși. Ați văzut cât se întâmplă cu minerii. Acum nu mai sunt ghecie, numai 7. Restul cherități. Păi ăsta, țipțăr, șoica, crâznic, bolânduț, colda și încă un bolânduț de la fundul vedei. Și un frate de-am eu, de-ai până la Petrușeni acum. Cel mai tânăr de 75 de ani care mai este. Ăsta de 83, bolânduț. Șoica și încă unul e 81. Fratele are 77. Și bătrânul ăsta are 79 și lui are 79. Șoica are 81 cu colda, cu șandruț. Pe restul ăștia, alții nu au mai lucrat pe aici, că-s mai tineri. Până ultima viață, abia tămineri am fost. De când m-am născut copilul, tămineri am fost. De așa am rămas. Altceva n-am lucrat, altceva, numai cu mineritul. Tata meu o lucra la mini particulare. O fost cum e acum maestru mineri, obăr, cum ne zicea înainte. Și-a lucrat și băia bine, dar el nu se iei ceva de la nimeni, nimeni. Nu a vrut să aducă din aur ce găsa nimic. Și mama mea o ținut postul să-i dea Dumnezeu minte, noroc și să-i dea Dumnezeu băișac bune. Și când o găta cu postul, o dat de aur mult. I-a spus, uite acolo, i-a spus mama mea, acolo să te duci, că acolo, uite, o să dai de aur. Și o scos și când o dus la domn, aurul atâta s-a mirat. Dar nu a dus nimic acasă. A fost... Nu i-a plăcut să iei de la nimeni nimic. Tata spunea că este un filon care e la o distanță de 8-900 de metri, trebuie pusă galeria. Galeria veche care era la mine la Eruga avea o pantă de numai cu cai putea vedea la sus. El fiind ales ca conducător, răspundea de întreaga lucrarea. Și eu tot scot la bani din bancă ca să poată să plătească muncitorii care lucrau. O da Dumnezeu de
prin 35. Au ajuns la lintila asta, la băișacul ăsta. Au dat cam 10, 20, 30 de grame tona, lada de piatră de ea. Și în decurs de 2 ani de zile au plătit toată datoria. La vârsta de 5-6 ani mă duceam cu mama la spălat și stăteam, mă jucam pe gheleturi și a spălat. Zicea o băitură că zicea cât pui poncar, material. Și aia zicea o băitură. Și făcea 5-6 ghele pe zi. Vinea ruptă seara. Și totuși, cu timp, cu voi, făcea câte un gram pe zi. Un gram de iaură era o litre de grâu. Și moșul cu bună erau acasă pe pat. Și doi copii eram și cu treaba asta eu ținut și eu crescut. Mai este așa o întâmplare despre un miner care nu avea mina lui, dar el mergea în galeriile părăsite și căuta acolo aur. Se numea Petre Avuchi. Petre și Avuchi, asta e cazna, asta e porecla, să zicem. Într-o vară erau mulți cosași adunați aici în piața de la Buciumpoieni, care nu i-a angajase nimeni. Era deja târziu, nu i-a angajase nimeni, el a venit și a zis, veniți și cosiți pentru mine. Și zice, bine, unde? Zice, cosiți aici în târg. Și toți oamenii de acolo dădeau cu coasa pe pietrișul de acolo, din târg, din piață. Și la sfârșit i-au plătit ca și când ar fi cosit o zi de lucru. Deci erau și generoși așa, erau darnici. Pe din 48, după ce a venit naționalizarea, au plecat care încătro. Aici nu au avut numai pădurea și luminile astea. Altă sursă nu era de câștig. Așa au rămas. Încă s-a mai lucrat un cic, că oamenii au mai avut un cic de piatră și au mai adus-o, dar tot pe deascuns lucrau aceea. Că nu mi-a fost voie să mai lucre absolut nimic la mineritul ăsta. Mă lucrat oamenii pe ascuns că n-aveau cu ce trăi. Nu erau mijloace de trăit și urmai lucrau și pe ascuns. Și se duceau până mine cu riscul vieții. Până mine, că minile erau și încuiate și ștampidite, nu se putea băga. Pe găuri, pe unii știau că ori mai putut intra vreodată și zice că pe burtă se trăjau pe câte o strâmtoare, numai un chic, se dezbrăcau și mintele goale, ca să poată ajunge, să poată trage. Și frații mei au fost pe acolo până... Îi ziceau că cu hosca, merg cu hosca. Și apoi, nu, așa că toată lumea să mai hoscărească ceva, doar de rămâi capătă un chic de aur, să aibă mijloace de trai. A fost o perioadă cât se poate dezbuciumată. Eu am apucat încă să știu ce însemna spaima, că vine securitatea și îmi ia părinții,
că auzeam că noaptea trecută a mai ridicat pe doi, că a mai ridicat pe trei, îi duceau practic pentru a reuși să le scoată toată cantitatea de aur care o bănuiau că încă mai există în zona Buciumelor. Te-au dus acolo la Brud, te-au pus la, în picioare la 25 de centimetri, la 30, cu fața la perete, într-un punct acolo să te uiți. Și la un metru altul, la un metru altul, la un metru, roată în cameră. Și cu jandarmul pe scaun care te ședea cu arma. N-ai putut să faci altceva numai de pe un picior pe altul. Și asta să te sprijin. Te-o ținut până când a fost mai bătrân, nu mai vedeai cum cade jos. Când vrea să-ți nu mai cădea jos. Atunci îl lua, îl ducea, dădea cu apă rece pe el, după ce își revenea înapoi. Vinea în fiecare, tă la două, trei oare vinea cu politicul. Să dați aurul, că uite, trebuie pentru penicilină, pentru medicamente, că nu s-aduc medicamente în țară ca să dea numai pe... Dacă, da, și să dați aurul. Dacă nu cu voi la Jilava și la canal. După trei zile m-o băga la rece, numai cu cămașa pe mine, pantaloni și cu bocanci în picioare și cu ciorapii. Zic, nu zic de mine, mă, tu ești tânăr, e păcat să te ducă la canal sau la ăsta. Zice, dă-l, dracu, dacă ai, dă-l. No, și mai ai să dau. Dar dacă știam că ce fac cu mine, nu-l dădeam, că trăcea pedeapsă. Am avut ocazia să cunosc viața minerilor din perioada anilor 60, de la Bucium-Izmita. Tata era minier. Perioada în care spaima mare era aceea că și părinții noștri se vor îmbolnăvi de silicoză. Marea majoritate a celor care au lucrat la Bucium-Izmita în perioada anilor 55-60 nu mai sunt în viață de la vârsta de 30-40 de ani. Această boală profesională este foarte greu și era foarte greu de tratat. Pentru că ea, din moment ce apărea ca fenomen, era deja în faza destul de avansată. Și metode de a trata era singura metodă de a scoate pe om din mediu. Adică de a nu mai presta lucrări în probleme de minerit. Era o muncă deosebită, grea, trebuia să cunoști, fiindcă se puteau, datorită explozii, să producă fisuri și să se desprindă bucăți de rocă care poartă numele de copturi și care să cadă peste oameni. Eu cunosc un caz extraordinar de șansa unui miner care a trecut printr-un gol și de undeva de sus s-a desprins un bloc uriaș de câteva zeci de tone. Norocul lui care a fost că s-a creat o presiune și sub presiune a fost trântit la pământ, iar acest bloc a avut o scobitură înăuntru. Au fost perioade de plecări și reveniri ale buciumanilor. A fost perioada când, după închiderea minelor din anii 61, marea majoritate a celor din Bucium au migrat înspre Petroșani, înspre Moldova Nouă, la alte exploatări miniere, ca abia odată cu deschiderea combinatului Roșia Poeni să se reîntoarcă. Dar pentru că toate au un preț. Prețul exploatării de cupru de la Roșia Poieni este rana, an după an, mai adâncă, a muntelui. Spintecat de o carieră atât de mare încât se vede cu ochiul liber, de pe toate culmile din jur.
și de cealaltă parte, pe versantul dintre Arieș, iazul de decantare al cărui mâl îngroapă cu încetul satul Geamăna, cu morții și viii săi. Roșia Montană n-a plătit încă un asemenea preț. Dar în anii 70, când pentru regimul Ceaușescu creșterea producției valora mai mult decât patrimoniul natural și istoric, exploatările romane din masivul cetate, celebrele curți și corande, lăudate de toți călătorii evului mediu, au căzut victimă expansiunii industriale. Din păcate, civilizația monoindustrială nu poate constitui o premiză de dezvoltare durabilă. Filoanele apusenilor s-au subțiat, minele s-au închis, uzinele la fel. În urma investițiilor nechipzuite și exploatărilor extensive, au rămas șomajul, ruinele și nesfârșite halde de steril, pe care nici natura biruitoare a apusenilor nu reușește să le acopere. Aurul are un preț cam mare. Tot iobași suntem. Atunci am fost iobași la austro-ungari, acum am fost iobași la comuniști, acum nu știu la cine mai suntem iobași. Însă văd că tot greul e asupra noastră. Cea mai veche casă din Roșia Montană și am avut ocazia să văd oameni din Franța, oameni din Anglia, oameni din Elveția, cea și din Norvegia, au stat cu copiii și se fotografiau la portă. Și am întrebat cât ce-i face de stau să fotografeze, să fotografia și nu face. Lucrul ăsta ne place mai mult. Și eu nu văd așa frumusețe cum văd alții în casă, pentru că dacă intri în fiecare zi, vii, mergi, eu nu văd așa ceva. Quelques amis de Belgique ici au départ, ils sont tous tombés amoureux, ils ont tous acheté des maisons. Et je me suis dit, on ne va pas faire un visage de Belge, c'est absolument idiot, mais j'ai arrêté de faire venir des gens. Et puis un jour, je me suis retrouvée confrontée devant ce problème, il fallait faire venir des touristes, parce que c'était la seule manière de sauver le village. Alors j'ai discuté avec mes amis du village, on a dit oui, on va faire une association et on va faire venir des touristes. Et les gens du village m'ont dit, mais nous on ne sait pas comment on fait ça. Montre-nous. Donne-nous l'exemple. Et c'est comme ça que j'ai racheté cette maison où j'ai dormi la première nuit où je me suis arrêtée à Boutchoum, il y a 13 ans. Et on l'a agrandie avec les gens du village. Et on en a fait un lieu touristique, un lieu de rencontre. Et apparemment, nous avons beaucoup de succès. Maintenant, nous pensons faire d'autres lieux touristiques. Nous sommes en train de construire, enfin de faire un musée. Enfin, nous avons beaucoup de projets pour Boutchoum et je suis tout à fait aujourd'hui persuadée et je l'ai démontré que cette région peut être sauvée et notamment par le tourisme.
Oamenii ăsta din primul zi, cum v-am spus mai devreme, am fost primit așa de frumos. Pentru mine aici mi-am făcut o familie. Oamenii ăsta sunt ca copii, tot timpul ride, chiar dacă viața e așa de greu și vedeți că în timpul iarnă nu e ușor aici la Bucium. A fost o dată când am venit, era așa la fel zabala peste cap și oamenii mi-au spus, Fonsoas, nu te fac probleme pentru că noi te luăm un poc și te tenim aici până la primăvara. Este, pentru ei timpul ăla e alt, nu contează. Și la Bucium mă simt în securitate, mă simt înconjurat de oameni. V-am spus că mi sunt foarte drag și țin foarte mult ca oamenii ăsta să are și o șansă și de o viață mai bună, dar și în același timp se păstrează tradițiile lor, care sunt absolut superbe. Am umblat mult până am învățat așa ceva. Cum erau între alte feluri, dar acum lucrez eu, nu erau prea mulți. Numai chiar două femei erau în sat care să lucre lucrul ăsta. Da, nu m-am gândit niciodată că nu putea să lucru până mor, dar văd că nu. Văd că nu. Acum să cătăm a noastră, pe treaba lor în sat, nu ne mai trebuie. Și să vreau să lucru, nu mai avem clienți. Că nu le mai trebuie, că nu-s moderni. Și dacă nu-s moderni, e mai bine casa goală, tocă, fără nimic. Acum așa a venit moda. Și fata noastră care o avem la școală spune că pentru ea să nu țasă măsa. Și tu bună să nu mai țești nimic, că mie și așa nu mi le trebuie. Păi cine știe ce face cu ele? O bună parte din ceea ce însemna tradiția buciumănească, atât datorită acestei migrări de care vorbeam înainte, cât și influențelor din exterior, tradiția buciumanilor s-a pierdut. Tradiția nu numai în ceea ce privește activitatea de minerit, care, zicem, o desfășoară și la ora actuală, dar mai ales ceea ce a însemnat viața acestor oameni, ceea ce a însemnat modul lor de a fi, modul de a se manifesta cu ocazia sărbătorilor tradiționale, acestea sunt deja pierdute. Ceea ce am făcut, am făcut din dragoste. Din dragoste pentru oamenii satului, pentru obiceiuri, pentru meșteșuguri. Se punea problema foarte mult de demolarea și de desfințarea unor sate din jur. Și atunci m-a legat puternic și am zis, satul Brădeț, un exemplu, va dispărea de pe hartă. Și să mă duc să aduc ceva de la căsuța aia. Satul Chei sau un alt sat va dispărea. Și atunci asta a fost un motiv de conservare primul. Oare mâine, poi mâine, aceste comori, n-o să le cumpărăm, n-o să plângem, n-o să plângă poporul după ele? Urcușuri și coborâșuri am avut enorme, care nu se pot spune în toată mișcarea asta mea, cum ar spune, ca o furnică printre munți pe aceea. Că am scris într-o poezioară de-a mea, sigur, este populară, o poezie populară, de vorbă cu ecou, treceam într-o noapte de Sfântul Nicolae printre dealuri. Vă plâng pentru că este o realitate. Nu am găsit cu ce să vin din Zlatna. M-a prins o noapte în care nu vedeam nici mâna. Cu cine era să vorbesc? Cu ecoul meu am vorbit. Și de aceea am scris această poezie populară, ecou, de vorbă cu ecou. Și strigam trecând printre munți, aho, aho. Și ecoul îmi răspundea și eram așa de mulțumit când ecoul îmi răspundea și am văzut că nu sunt singur. Dar
am avut sfârșitul acestei poezii să încheie că am un ecou de român și oricine să audă acest ecou, să ne păstrăm datinile, obiceiurile, tradiția și oricât și orice unde va ajunge această țărișoară să nu uite de trecutul ei. De la Abrud la Câmpeni, într-o singură duminică dintr-o vară întreagă, circulă, timidă și demodată, Mocănița. Ca să învie tradiția acestei linii ferate înguste, inaugurată cu un veac în urmă ca să lege țara moților de lume și să permită transportul eficient de minereu aurifer și de cherestea, a fost nevoie să vină un visător tocmai din Austria. De 2 ani, Georg Hocevar a reparat locomotiva cu abur și vagoanele și se luptă să salveze Mocănița de la fier vechi și să o transforme într-o atracție turistică. Persoana este splendidă. Și ce pot să spun, poate ce facem noi acum este încă prea devreme, pentru că nu sunt suficienți turiști ca să poți să mergi în fiecare zi sau în fiecare sâmbătă duminică, dar eu consider sarcina noastră să păstrăm asta până în momentul în care va fi dezvoltat turism în zonă. Și practic, dezvoltat turismul a început. Ce putem să facem este să venim din când în când cu locomotiva și cu trenul nostru să facem aici parcursul între Câmpeni și Abrud. Dar speranța noastră este în colaborare cu Consiliul Județean Alba și poate și Clujul să reușim să ajungem o dată și până la Turda. Ar fi un vis pentru toată Valea Reșului, ar fi foarte fain. I wasn't surprised, but I was impressed by the beauty of the area. It certainly deserves to be visited by more people. There's so much to witness and enjoy there, and I'm sure that the mining heritage of the area is something which would attract visitors who would discover that there's even more of beauty and value and enjoyment. Too soon to say that, but they certainly are of rare value. It's for UNESCO to decide whether there are such special value that they deserve to become UNESCO World Heritage Sites. În întregul areal al Roșiei Montane antice nu au fost dezvelite decât câteva hectare. Or, descărcarea arheologică s-a dat pe mii de hectare, ceea ce este inadmisibil. Nici nu pot cerceta în câțiva ani atâtea așezări. Pompeiul se sapă de 300 de ani și tot a mai rămas o treime. Herculaneum se sapă de 300 de ani, tot au mai rămas 3/4. Acum, sigur, veți spune că Albunus Maior nu este comparabil cu Pompei și cu Herculaneum. Într-un anumit sens, este comparabil. Adică, documentele pe care ni le oferă Albunus Maior sunt pentru noi și nu numai pentru noi, la fel de importante ca acelea pe care ni le oferă Pompei și Herculaneum. Nu? Și, în primul rând, sunt ale noastre. Cât despre așezarea de la Albunus Maior, actuala Roșia Montană, ea cuprinde câteva zeci de clădiri de patrimoniu pe care le vedem distrugându-se. Au fost cumpărate de la cetățeni și sunt lăsate să se distrugă. Și apoi, sigur că monumentele, casele, însele vor fi de vină dacă se dărâmă, nu? Este absolut inadmisibil. Tot ce este acolo reprezintă un unic monument. Și clădirile din secolul al XVIII-lea și al XIX-lea, și galeriile romane, și galeriile medievale,
și mai ales natura aceea minunată, oamenii aceia, gospodăriile acelea. Un turist nu va veni niciodată să vadă un pic de galerie sau un fel de muzeu lângă un lac de ceanuri. El vrea să vadă natura neatinsă și monumentele prezentate în mod civilizat. Fiindcă noi, dacă intrăm în Europa, se cuvine să intrăm cu întreaga noastră zestre culturală și nu văduviți de ea. O dragoste aspră leagă moții de munții lor, din care au smuls aur pentru alții, vreme de câteva milenii. Strămutarea din munții lor, din rădăcini, n-ar însemna pentru moții aurari decât o durere în plus, cea din urmă. Doar atât le-a mai rămas de la Dumnezeu, munții, cu istoria și morții îngropați întrânși. Niciodată n-ar fi crezut cei din urmă aurari că aurul avea să le mai ceară un preț, că ar putea să vină cineva să le ia aurul, mult puțin cât a mai rămas, cu munți cu tot.